Babilonul cucerește regatul Iuda. S-a întâmplat în tocmai precum avertizase domnul prin prorocul său Ieremia. Armata babiloneană a cucerit întreg regatul iudaic. Astfel, iudeii au fost pedepsiți pentru că nu s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu, deși fuseseră de nenumărate ori preveniți și mustrați și nu au renunțat la idolatrie, răutate și păcat. Și asta în pofida faptului că poporul regatului de sud fusese martorul pedepsirii de către Dumnezeu a regatului de nord. Iudeii continuau să comită tot felul de nelegiuiri. Atunci, Domnul hotărâ să distrugă și acest regat, tot astfel precum cu 130 de ani în urmă pedepsise regatul de nord al Israelului, trimițând împotriva lui armata babiloneană. Ioachim avea 18 ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de trei luni. A făcut lucruri netrebnice în ochii Domnului, în tocmai precum făcuse și tatăl lui. În vremea asta, slujitorii lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, au pornit asupra Ierusalimului și au început asediul cetății. Iar când armata a împresurat cetatea, a venit și Nebucadnețar, împăratul Babilonului, atunci Ioachim, regele lui Iuda, a ieșit din cetatea asediată înaintea împăratului Babilonului, împreună cu mama sa, cu slujitorii săi, cu toți demnitarii curții și eunucii lui. Împăratul Babilonului l-a luat rob în al optulea an al domniei lui. Și a mai luat și toate comorile casei domnului și toate comorile casei domnești. Și a sfărâmat precum vestise domnul toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon împăratul lui Israel pentru casa Domnului și a dus în robie tot Ierusalimul, pe toți demnitarii curții și pe toți oștenii viteși, aproape zece mii de captivi, cu toți lemnarii și fierarii. Și n-a rămas decât populația săracă a țării. Astfel, cotropitorii au supus țara și i-au dus pe israeliți în captivitate în Babilon. Atunci împăratul Babilonului l-a numit rege iudeu în locul lui Ioachim pe unchiul acestuia, Matania, schimbându-i numele în Zedechia. Zedechia avea 20 de ani când s-a urcat pe tron și a domnit la Ierusalim 11 ani. Și a făcut și acesta lucruri netrebnice în ochii Domnului, în tocmai precum făcuse și Ioachim. Mânia Domnului împotriva Ierusalimului și Iudei era atât de mare încât i-a lepădat de la fața sa.